probabil una dintre cele mai așteptate persoane în ultima perioadă, Maria Constantin, să vorbească despre lucrurile pe care încă soțul tău le spune despre tine și sunt niște lucruri destul de dure pentru că încă n-ați divorțat. Când trebuie să se întâmple divorțul? Pe data de 13 septembrie. Sper. La notar. Da. Așa cum am decis amândoi, așa cum a fost înțelegerea, pentru că am auzit aseară declarațiile soțului meu și am înțeles că s-a schimbat, mă rog, înțelegerea noastră, vrea să ajungă în instanță. Dar de ce? Asta nu știu de ce. Da, voi ați mai vorbit? Acum nu. Când ați vorbit ultima dată? Ultima dată am vorbit în momentul în care, într-adevăr, au sunat anumiți prieteni de-ai lui pentru câteva evenimente, evenimente care nu s-au concretizat ulterior și, mă rog, am luat legătura cu acei oameni, cu oamenii respectivi, însă de atunci nu ne-am mai auzit. El se ocupa de evenimentele? Nu neapărat, pentru că eram o familie și eu așa am considerat, într-o familie amândoi ne implicam în proiectele mele, în proiectele lui, adică ne susțineam unul pe celălalt și până la urmă așa se întâmplă lucrurile în familie. El, sau așa văd eu. El a declarat și a spus că nu mai se implica în niciun proiect al lui și că toată viața lui era dedicată ție. Eu nu pot să contest faptul că nu a fost alături de mine, dar în același timp pot spune că munca și vocea pe care mi-a dat-o bunul Dumnezeu și truda părinților mei, că asta este foarte important, părinții mei n-au avut venituri foarte mari financiare și totuși s-au străduit din toate puterile lor să mă țină pe mine într-un liceu de muzică ca eu să fiu mai târziu un om independent, să ajung să-mi câștig banul singură. Despre asta vorbim. Vreau să te întreb și haide să vorbim deschis. Da, de când nu mai merge treaba între voi și cum s-a întâmplat? Lucrurile s-au schimbat foarte mult în momentul în care am participat la fermă, da, la acel show, fiindcă eu trecusem printr-o perioadă foarte dificilă. Cu o lună de zile înainte de a intra în fermă, tatăl meu a decedat. Eu nu am reușit să plâng atunci, nu am reușit să îmi expun față de familia mea, față de prieteni, tristețea și supărarea. A fost o perioadă foarte grea și în fermă, în momentul în care am rămas singură, recunosc că și eu m-am schimbat destul de mult, pentru că am înțeles că viața este destul de scurtă și nu trebuie să mai accept foarte multe lucruri, fiindcă înseamnă că nu mai sunt eu. Bun, ca și deci asta înseamnă că până la episodul cu ferma, ai acceptat foarte multe lucruri de la el. Așa înțeleg eu. Am acceptat foarte multe lucruri pentru că m-am gândit că este un om cu experiență, m-am îndrăgostit de un om matur, cu experiență, în care am avut foarte mare încredere și în căruia i-am dăruit tot, de la suflet și tot ceea ce înseamnă omul Maria Constantin. Bun. Dar ce nu mergea? Adică ce ai acceptat? Că dai de înțeles că se întâmplau niște lucruri. Mai probleme au fost. Pentru că oamenii înțeleg doar ce a zis el și o să vorbim. Da. Că l-ai înșelat, că ai avut mai multe aventuri, că nu-ți vedeai de familie, că n-aveai grijă de el. Bine, acum în ultima perioadă, oricum, cu cine sunt văzute, e clar că am și o aventură. Asta, deci asta este cert. Mereu. Da. Bun, dar haideți să luăm ce nu mergea? Ce te-a deranjat la el? Să începem cu începutul. În primul rând, vreau să spun că în momentul în care m-am întors din acel show, eu recunosc că m-am implicat foarte mult în munca mea, în ceea ce am încercat tot timpul să aduc în fața oamenilor, cariera mea, într-adevăr, da, am pus-o tot timpul pe primul loc și asta datorită faptului că vă dați seama, ca și artist, mergi dintr-un oraș în altul, este destul de dificil, este oboseală, dar în momentul în care ai niște contracte și acei bani aduc totuși un climat destul de liniștit familiei, eu cred că este destul de importantă cariera. Bun, și asta deci nu înseamnă că mi-am neglijat că familia sau, bun, Doamne ferește. De înțeles că, practic, casa voastră trăia pe banii aduși de tine. La un moment dat, oamenii m-au văzut destul de fericită la televizor și spuneam cât de bine ne este împreună, însă lucrurile poate stăteau cu totul altfel. Au fost momente în care poate
A doua zi nu aveam ce pune pe masă. Am trecut prin momente grele și am încercat să ne sprijinim unul pe celălalt. Chiar dacă eu am câștigat bani, chiar dacă eu am fost cea care în ultima perioadă, într-adevăr, aducea venituri deci în casă... Deci tu aduceai în ultima perioadă bani în casă. Da. Deci tu aveai grijă de casă. Exact. Bun. Și atunci... pentru că, da, acum vreau să te întreb, știi, știi pentru cum, că știi, el nu e un e om de afaceri, el nu are afaceri. În ultima perioadă, și vorbesc de ultimii 2 ani, excluzând, mă rog, acest show Ferma, da. Într-adevăr, i-a mers destul de rău și am încercat să fiu alături de el. Eu, pe de-o parte, să știi că deci îl înțeleg. Deci în ultimii 2 ani, el nu mai făcea bani. Da. Și toți banii din casă erau oarecum aduși de tine. Dar știi cum, da, știi cum se întâmplă? Eu am văzut la mama și la tata, da? Dar eu nu zic tata că e rău, ferească Dumnezeu, da, sau că e... Da, doar deci că eu nu, să eu nu încerc să aduc acuze soțului meu. Niciodată nu am făcut lucrul acesta și tocmai de aceea am decis ca să nu vorbesc niciodată urât despre soțul meu, pentru că asta ar însemna să vorbesc, să mă vorbesc eu pe mine de rău. Mm-hmm. Pentru el că am acceptat. Destul de mult de... Da, dar în același timp, rog și oamenii care se uită la această emisiune să-l înțeleagă, pentru că probabil are destul de multe remușcări și probabil fiind al 6-lea divorț, eu cred că este destul de greu și trece printr-o perioadă destul de grea și probabil de asta face lucrurile acestea. Eu oricum sunt șocată. E șocată de ce sunt spune? Șocată de ceea ce da, spune, sunt șocată de faptul că... implică oameni nevinovați, că asta este de fapt cel mai dureros. Ajungem imediat și la Augustin Viziru și la șeful Gărzii de Mediu, oameni despre care spune că da. Cu care ai avut o relație, asta spune el. Dar spunem, bun, a început căsnicia. Când ți-ai dat seama că nu funcționează ceva între voi? Mi-am dat seama că nu funcționează în momentul în care mă simțeam, am început să mă simt nefericită, fiindcă foarte multe dintre lucrurile pe care mi le doream nu mai erau decise de mine. Adică? Mă simțeam că nu mai sunt un om liber, chiar și din punct de vedere al carierei mele. Chiar adică și controla punct... toată viața și tot? Exact, adică mă simțeam un om care, nu știu, a stat lângă o persoană pe care o iubea enorm de mult, da. Și care persoana respectivă încerca să controleze absolut totul. Bun, asta la cât timp? Că voi sunteți căsătoriți de 2 ani. Asta s-a întâmplat... în perioada după ce ne-am căsătorit. Adică imediat după ce v-ați căsătorit, da. Ai avut impresia că îți controlează toată viața și că vrea să exact. Hotărască totul pentru tine, nu? Exact. Adică simțeai că ești un fel de proprietate a lui. Da, eu sunt un om destul de corect și Dumnezeu mi-este martor. Am încercat din răsputeri să salvez această căsnicie. Mi-am dorit din suflet o căsnicie, pentru că altfel nu mă mai căsătoream, mai ales că ieșisem totuși din... trecusem printr-un divorț și mai ales cu care... un copil și da. Cu probleme. Sunt mamă, Cătălin. Sunt mamă și în momentul ăsta oamenii se uită la televizor. Nu-mi doresc ca copilul meu, ca fiul meu, să vadă în aceste clipe cum este împroșcat cu noroi în mama lui. Da. Nu-mi doresc asta. Nu-mi doresc să vadă mama mea care zilnic mă sună și plânge, îmi plânge la telefon. Mami, de ce spune treburile astea despre tine? Că nu este absolut nimic adevărat. Bun. Vreau să ajungem imediat este... despre toate aceste lucruri să vorbim. Astea da. Sunt lucruri grave și mă surprinde enorm de mult, pentru că eu nu am trăit cu acest om. Și curios dar ce este... ce acest om până acum? Că eu cred că ar trebui să spui lucruri care s-au întâmplat. Am văzut ceva mai devreme, imagini de la nunta voastră. Părea o nuntă da. Perfectă. Presupun că după nunta aia a urmat o lună de miere. Nu vrei sau... să știi cât de fericit a fost tatăl meu. Pentru că văzut m-a văzut fericită. Fericită și pentru că știa că îl iubesc și pentru că știa că îmi este alături, că îi sunt alături și la bine și la greu. Doi oameni când se căsătoresc, preotul spune și la bine și la greu. Ăsta corect. Este un moment greu din viața noastră și nu cred că trebuie reacționat așa și nu cred că lucrurile astea trebuie spuse la TV. Da, Maria, dar el a spus foarte și multe mai ales lucruri și neadevărate. Uite, haide să spunem în felul următor. Uite, haide să vezi una dintre primele lui declarații, da? Și la care aș vrea să răspundem. Uite. Maria mi-a recunoscut pe 1 august la 12 noaptea că are o relație cu șeful Gărzii de Mediu din Mehedinți. Nu au întrerupt niciodată legătura pe tot parcursul relației cu mine. E o declarație a lui, făcută aseară
la... Să știi că aseară a fost prima emisiune pe care am urmărit-o. Am încercat în locul unde m-am mutat să... Nu știu, bun, să mă feresc, exact. Bun, asta, hai să luăm așa, spune că la 1, pe 1 august, la 12 da. Noaptea, i-ai recunoscut că ai o relație cu șeful gărzii de mediu din Mehedinți. Eu nu știu pe ce... Eu nu am recunoscut absolut nimic și nu știu ce anume l-a determinat pe el să spună lucrurile astea. Plus că nu aveam ce să-i recunosc. Da, tu l-ai, că de fapt ăsta este adevărul. Eu îl cunosc pe acest om pentru că, într-adevăr, ne cunoaștem și de pe la evenimente, cu o perioadă înainte, într-adevăr, am avut o relație de prietenie frumoasă. Deci înainte să-l cunosc pe Marcel, deci da. Deci să fii, da. Să te căsătorești cu Marcel, într-adevăr. El a fost iubitul tău. Da. Bun. Dar asta nu înseamnă că pot să vii la televizor și să împroști cu noroi în oameni vinovați. Tocmai de aceea... Da, spune că ai recunoscut că ai o relație cu el și că ești nefericită. Cătălin, fii atent. Uite, facem așa. Aveai o rochie dacă albă... Dacă eu stau... Da. Facem o reconstituire. A fost cu rochie albă, cu muștele, da, asta țânțarii, cu reconstituirea mașina. Mi se pare un nivel sub educația pe care eu am primit-o de la părinții mei și toate lucrurile care le văd în momentul de față la televizor, mi se par că ar trebui, ca să discut despre ele, ar trebui să mă cobor la un nivel destul de jos. Eu nu fac lucrul acesta. Okay. Ceea ce vreau să spun este faptul că eu, dacă stau acum cu tine, da? Și discutăm până la ora 7 dimineața mâine și eu te toc la cap, îți spun, măi Cătălin, fii atent, ce s-a întâmplat? Și îmi repeți întrebarea asta de un milion de ori. Oare până la urmă nu cedezi psihic și la un moment dat poate spui un cuvânt care poate fi interpretat? Adică tu asta spui, că el a... Am avut o discuție, nu? Deci cred că ăsta este singurul lucru adevărat din toată povestea asta spusă la televizor. Această discuție pe care am avut-o până la ora 8 dimineața și încercam în mintea mea să mă gândesc oare nu poate fi făcut un rezumat ca să mai dorm 2 ore pentru că a doua zi aveam treabă, fiindcă muncesc și pentru că mă zbat foarte mult să am deci un venit să la o... am grijă de copilul meu, de viitorul meu și de viitorul familiei mele. Cred că asta este cel mai deci important. Deci în continuu te întreba legat de povestea asta și exact. La un moment dat exact. I-ai spus mai ce vrea el să audă ca să te lase în pace? La un moment dat nici nu știu ce am mai spus, sinceră să fiu. Nici nu mai știu ce am mai spus pentru că îmi doream atât de mult să se termine această discuție interminabilă și să pot să dorm măcar 2 ore ca să măcar să mai limpezesc gândurile pentru ceea ce urmează. Bun, hai că urmează o altă declarație a lui la care aș vrea să răspundem. Haideți să o ascultăm. Maria avea rochia murdară în față și în spate, de muște și de țânțari. M-am dus la mașină și mi s-a confirmat ce bănuiam. Erau urme de mâini pe capotă, urme de degete de la picioare pe torpedoul mașinii, iar scaunul era pătat. Asta spune el ca o dovadă a infidelității tale. Da, aceste dovezi... În primul rând, noi fusesem cu o zi înainte, am avut spectacol la Mahmudia, în care am fost alături de soțul meu, de impresarul meu actual, Cosmin Alexandru Man, căruia și vreau să-i mulțumesc pentru că mă susține și este alături în momentele astea grele și se ocupă în continuare de concerte, de evenimente. Îți dai seama, te duci la spectacol cu mașina, da? Este praf, pe drum. Țânțari, muște, deși mi se pare aberant că vorbesc despre lucrurile astea, mi se pare că eu nu trăiesc filmul ăsta, că trăiesc într-un film prost. El spune că îți dai seama albă, că te duci la un moment dat și probabil oamenii care sunt acolo la spectacol să vină să vadă anumiți artiști, nu neapărat că sunt eu, că sunt alții, mai stau pe mașină. Adică eu fusesem la ora de canto, da? Care s-a petrecut la conservator, nici de cum la liceul de muzică. Asta nu înseamnă că eu am stat pe mașină. Asta nu poate fi o dovadă certă. El spune că avea o rochie albă și că așa. Muștele de pe mașină erau pe rochia ta. Și de aici a tras concluzia. Incredibil. Și oare apoi s-au lipit? Pe torpedou niște degete. Și oare s-au lipit muștele? Și pe torpedou erau niște degete. Da. De la picioare. Așa spune el. Și oare cum urcam cu picioarele? Deci e incredibil. Eu nu pot să gândesc măcar așa ceva
pentru că nici măcar nu mi-a trecut prin minte lucrurile astea până să văd la televizor un asemenea scenariu. Nu știi că are poze și a făcut poze și... Da, da, știi cum e cu aceste dovezi. În primul rând, nu cred că trebuie să aduse la TV și nu-ți faci dreptate la alte televiziuni care, probabil, tocmai de asta ți-am și spus, am acceptat să vin aici, pentru că eu de fiecare dată am venit să cânt, am venit, Maria, cu proiectele mele, am proiecte în desfășurare pe care mă concentrez și mă focusez foarte mult, fiindcă știu ce am de făcut de acum înainte. Uite, eu vreau să te întreb ceva și vreau să... Mi-ar plăcea să răspund, sincer. Da. El spune, eu nu am înșelat-o niciodată pe Maria, am iubit-o mai mult decât pe toate femeile la un loc. Și vreau să te întreb, te-a înșelat vreodată? Eu nu cred că m-a înșelat. Sau cel puțin omul care l-am cunoscut eu. Adică? Eu am cunoscut omul Marcel Toader, care a fost alături de mine și care ne-am respectat. Am fost o familie, am încercat să fim o familie și am ajuns într-un punct în care ne este foarte greu și văd reacția asta lui. Acum eu oricum nu mai știu ce să mai cred. Și știi cum este? Dar spuneai uite... că ești nefericită cu el, ok, că deținea controlul, dar în același timp se vorbește și de tot felul de fotografii pe care le trimite altor doamne și domnișoare. Da, dar știi cum este? Aceste fotografii știm și noi cum se fabrică, probele, adică... Nu, că el a recunoscut că le-a trimis, adică... Eu nu cred că a făcut asta, dar dacă păi a făcut dacă el a asta... că a trimis? Ce pot să spun? Adică tu spui că în toată relația asta nu te-a înșelat deloc. Eu așa cred. Și îmi mențin ideea pentru a nu-mi face mai mult rău. Sper să nu fie așa. Îmi doresc din tot sufletul să nu fie așa pentru că... Păi și atunci de ce n-am mers treaba între voi, Maria? Cătălin, probabil și... Că tu diferența nu l-ai înșelat, de vârstă, el nu te-a înșelat, v-ați căsătorit probabil din și dragoste. Diferența de vârstă, probabil păi, dar știe faptul câți că... Ani are când v-ați da, căsătorit. Bineînțeles, dar în același timp și el știa că am ieșit dintr-un divorț, că am un copil, că am o mamă, că am un frate, o soră și un tată care este, din păcate, mort. Și nu pot să difuzez imagini cu tatăl meu care joacă hora înainte, la nunta mea, și spui numele pe post... Spui numele Ilie Constantin, care tatăl meu și-a dorit atât de mult, atât de mult ca copilul lui să fie fericit. Nu ai cum să faci lucrurile astea. Am înțeles, dar haideți să revenim la ce, de ce n-a funcționat, știi? Au fost foarte multe probleme și momente în care eu m-am simțit destul de singură, fiindcă nu mai decideam eu. De exemplu, cu Augustin Viziru. Cu Augustin Viziru a fost pentru o perioadă de o lună și ceva. M-am întâlnit cu el la emisiunea la Măruță, mă uitam instant în ochii lui, iar el nici nu mă privea. După cum spuneam, uite că tot am adus vorba, este omul care a venit la acel show. Da, la fermă. Exact. Nu l-am văzut decât acolo și ne-am mai întâlnit odată la un eveniment care s-a petrecut undeva la un mall din București. Deci, de două ori în viața mea l-am văzut pe acest om. Și, cum să spun, asta că, mă rog, s-a scris și în presă că la un moment dat că m-ar fi îmbrățișat, au fost câteva articole, dar pe care, na, știm cu toții cum se mai fabrică articolele, nu este asta o problemă, până la urmă. Dar nu poți să arunci cu noroi niște oameni care sunt complet nevinovați. Și să el dai numele acestor persoane. La el 30-40 de minute, dar știi cum e, el își asumă când spune toate lucrurile acestea. Adică el pare foarte sigur pe el și foarte... convins că așa e și poate are tot felul, eu știu, de probe. Eu încă o dată repet, probabil fiind la al șaselea divorț, oamenii probabil reacționează altfel. Unii pot claca, este o situație de criză, adică spui că poate clacat? Pentru el. Eu cred că poate a clacat. În ce sens? Adică fiindcă pe sunt așa. A șasea soție și culmea, deci oameni buni, gândiți-vă foarte bine. Eu în ultima perioadă m-am informat. Adică am încercat să găsesc o soluție pentru a-mi ajuta soțul, încă soțul. Și am căutat pe Google. Vorbesc la modul cel mai serios, nu este niciun fel de glumă, nu-mi permit să fac glume și mai ales pe acest subiect. Am căutat să găsesc încă un caz similar care să se căsătorească de 6 ori cu femei diferite și care acele femei să vină și să spună aceleași lucruri. Adică voi spuneți că
viețile voastre seamănă foarte mult. Pentru că, de exemplu, au fost declarații de la Ana Maria Ferenț sau... Să știi că eu aici, fii atent, eu aici nu vin să mă disculp, pentru că nu ăsta este interesul meu. Eu tot timpul încerc să apar la televizor cu orice alt subiect, nu mai pe ăsta. Nu am înțeles asta, dar acum e vorba despre subiectul ăsta, Maria, știi? Da, este vorba despre subiectul ăsta și am venit să lămuresc lucrurile, da, fiindcă oamenii trimit foarte multe mesaje și îmi spun, dar de ce nu reacționezi, de ce nu spui adevărul? Corect. Nimeni nu crede această poveste, pentru că în primul rând trebuie să ai dovezi certe pentru lucrurile astea. Și asta se procedează cu un judecător, la un tribunal, la o instanță. Am înțeles că, de fapt, înțelegerea noastră era faptul că trebuie să mergem la notariat. Am mers la notariat, eu mi-am ținut promisiunea. Am achitat taxa de divorț. Cât mai e? Pe 13 septembrie... Nu, cât mai e o taxă de divorț? Mai nu contează... Nu, serios, eram chiar curios. Nu contează suma. Pentru că e în funcție de dacă am ajuns de comun acord, nu a fost vorba de niciun scandal, a fost vorba de o discuție aproape interminabilă, n-a fost vorba de absolut nici măcar o urmă de violență. Deci vreau n-a să fost clarific această... Deci n-a fost violent cu tine? Spuse, nu a fost violent. N-a fost violent cu tine, nu te-a înșelat. Sper să nu mă fi înșelat. Na, sper, dar mă rog, tu până la momentul ăsta știi că nu te-a înșelat. Eu așa vreau să cred. Gabriela Cristi a spus la un moment dat că i-au dispărut banii din cont. Ție nu ți-au dispărut bani? Nu mi-au dispărut bani, pentru că eu toți banii pe care îi aduceam de la evenimente, îi aduceam în casă, pentru că așa mi se pare, eu așa văd o familie. Bun, și, deci toți banii și ai... Sau ce ați făcut cu banii? Sau cum e? Sau... Banii erau pentru cheltuielile zilnice, pentru facturi, pentru, mă rog, ce aveam noi de achitat. Deci tu întrețineai casa? În ultima perioadă, da. Păi, parcă ți-e rușine să spui niște lucruri care sunt adevărate, știi? Sau nu, nu mi-este rușine, nu mi-este rușine. Nu o să vă înțeleagă foarte clar, știi? Pentru că Marcel a fost foarte hotărât, el spunea niște lucruri despre tine foarte dure și foarte tranșante. Da, însă, după cum spuneam, eu nu vreau în continuare să-l vorbesc de rău și vreau să am această imagine despre el. Da, eu vorbesc despre mine. Și eu sunt liniștită, eu mi-am dorit foarte mult... Da, eu o întrețineam casa. El deci nu contribuia cu nimic? În ultimii doi ani, nu. Deci de când te-ați căsătorit, adică de la căsătorie. Da. Deci de la căsătorie el n-a mai adus niciun ban în casă? Nu. Păi zi așa, românește. Deci de când v-ați căsătorit el n-a mai adus niciun ban în casă, doar tu întrețineai casa, nu? Ați renovat casa? Da, am renovat apartamentul pentru că... Care e pe numele lui, nu? Da. Așa. Da. Păi nu, încerc să te întreb, știi cum e. Da. Bun, și... Acum, practic, el, deci, el se ocupa de tine și profesional și... Mai nu pot să spun că se ocupa de mine profesional, pentru că evenimentele, oamenii au numărul meu de telefon pe Facebook, oamenii mă sună pe mine personal pentru evenimente. Nu pot să spun că mergea pe la, știu eu, oameni, știți, îmi doriți să vă cânte Maria Constantin, sub nicio formă. Pentru că lucrurile astea le-a scos în față vocea mea și munca mea. Deci, dar el mergea peste tot cu tine? Da, aproape peste tot. În ultima perioadă, într-adevăr, la un eveniment l-am avut pe fratele meu cu mine. Nu a mers singură. Am înțeles că a spus despre acel eveniment. Nu a mers singură, a mers cu fratele meu. Unde, într-adevăr, am avut o problemă pentru că înainte am stabilit un contract și persoana respectivă nu a respectat contractul. În fine, se mai întâmplă. Dar nu a mers niciodată singură. Am înțeles. La evenimente. Tot timpul era lângă mine, tot timpul era, mă rog, să mă ajute, să fie atent dacă este în regulă totul, cu sunetul, cu foarte dacă frumos, am tot ce trebuie. Și mi se pare normal. Frumos din partea lui. L-am văzut și aici la emisiune, fiecare te venea să se asigure, într-adevăr, să te asculte. Adică simțeai așa că te protejează cineva. Și că... Da, dar la un moment dat atâta protecție cauzează. În ce sens? Adică era prea... Pentru că uneori adică mai ai... controlați, lua telefonul, se uita în el, te bine, urmărea. Dar eu oricum n-aveam nimic de ascuns. Adică telefonul meu oricum știa bine, parola, înțeles, știa da. Absolut tot. Nu aveam absolut nimic de ascuns. Da. Că dacă aveam ceva de ascuns, cu siguranță aveam parole peste parole. Adică... Bun, dar el deci practic te controla, zici? Da. Era un control pe care eu îl simțeam, mă simțeam ca la închisoare. Deci cu el te simțeai ca la închisoare? Da. Asta sunt niște lucruri de...
Nu mai simțeam o femeie care este stăpână pe deciziile spus, și pe... Mi-a spus că era nefericită și am întrebat-o de ce e nefericită. Pentru că... Să vă spun de ce eram nefericită. Mă zic... Pentru că au existat multe momente în căsnicia noastră, momente în care eu am fost foarte afectată și nu au mai existat sentimente. Și asta nu o spun doar de partea mea, o spun și de partea lui. Adică voi erați, vă căsătoriți de 2 ani și la un moment dat au dispărut sentimentele. De ce? Au dispărut sentimentele pentru că... Nu vrei să spui niște lucruri, știi? Serios, adică și oamenii nu o să înțeleagă. Știi de ce? Pentru că mă regăseam în povestea celorlalte soții. Pe celelalte soții? În afară de asta cu violența pe care nu o cred pentru că da. Nu a aplicat-o. Și bun, în celelalte cazul soții, dacă faci un rezumat, spuneau cred că au a aplicat-o. Nu știu, bătute, sunt niște înșelate spuse, și cu banii luați. Astea sunt niște spuse ale unor femei pe care nu le-am cunoscut. Eu n-am cunoscut decât pe fosta soție cu care îl are pe Maximilian, pe fiul lui, și care pot să aduc numai cuvinte de laudă la adresa ei. Da. Bun, da. Deci practic era nefericită pentru că ți-ai dat seama că se merg cu celelalte soții, adică da. Exploatată, așa spuneau celelalte, da. Nu zic eu, adică că li se luau banii, nu? Înșelate? Da. Pot exista, pentru că am avut, la un moment dat am avut foarte multe spuse de la oameni. Că? Că, mă rog, știi că, uite, Marcel înainte sau după sau primeam fel și fel de mesaje de la anumite doamne de pe Facebook, dar eu niciodată nu am dat crezare. Deci în timpul căsniciei mai primeai mesaje de pe Facebook de la... Da. Care spuneau ce? Care spuneau că au diverse conversații cu soțul meu. Și le-ai arătat și lui să-i spui, băi Marcel, uite, sunt doamnele astea, noi suntem căsătoriți și zic că tu vorbești într-un fel cu ele. Unele din ele, într-adevăr, îi le-am arătat. Și ce a zis? Și... Le cunoștea? Unele dintre ele nu mi le-a recunoscut, a zis că nu, că sunt dinainte, altele până la urmă, pentru că noi renovasem apartamentul, se vedea foarte clar că erau poze făcute din, aha, din apartamentul... apartamentul nostru proaspăt, renovat. Opa, păi stai un pic, ajungem la un lucru pe care tu tot îl eviți. Adică tu spui că ai primit poze de la tot felul de femei care fuseseră în apartamentul vostru proaspăt renovat. Nu, pe banii nu, tăi, nu, pe munca nu, ta, nu, nu. Pe muzica erau ta, pe mașina. Erau poze cu, mă rog, și diverse conversații între aceste doamne și soțul meu. Oricum, eu nu, niciodată nu am dat crezare pentru că nu există dovezi până la urmă că s-au întâlnit sau, nu știu. Poate că a făcut aceste lucruri din... Nu știu. Poate că așa e el. Cum? Poate că ăsta este felul lui de a fi. Poate că ăsta este felul lui de a conviețui. Sau poate așa înțelege nu, printr-o sunt familie. Sunt lucruri pe care tu nu vrei să le spui și se simt chestiile astea. Dar e dreptul tău. Și nu, eu am venit eu aici, Cătălin, dat, să mă apăr. Ce să se întâmple, pentru că am experiența asta de 10 ani zi de zi cu emisiunea. Nu trebuie să te aperi, nu trebuie să spui nimic, nu te forțează nimeni să faci absolut nimic, este dreptul tău să vorbești ce vrei și cât vrei. Dar lucrurile se vor întâmpla după un scenariu pe care ți-l spun eu. El va continua să facă tot felul de lucruri, de dezvăluiri și va spune tot felul de lucruri. Nu știu, nu sunt eu măsură să spun dacă vor fi adevărate sau neadevărate. Mi-e pare rău că pentru un capital financiar se întâmplă asta la TV. Nu pot să zic eu asta, dar spun ce se va întâmpla și la un moment dat tu vei simți nevoia să spui adevărul ăla care trebuie spus, pentru că se vor spune prea multe lucruri, dar atunci va fi un pic mai târziu, pentru că oamenii eu nu sper, știu dacă te vor mai crede. Eu sper că aceasta să fie ultima mea declarație pe acest subiect. Eu nu cred fiindcă că va nu-mi fi, doresc, pentru că urmează divorțul, dacă fiindcă să nu-mi doresc să vorbesc așa? Pe această temă. Nu-mi doresc și mai ales că păi, Maria, mă afectează. Păi Marian, noi vorbim de 25 de minute, da, adică nu-ți doresc să vorbesc de ce, da, sunt alte că... lucruri care nu le-ai spus? Pe care sunt nu spus? Foarte multe lucruri care m-au afectat și care nu vreau să le spun pentru că asta ar însemna să îmi vorbesc de rău omul de lângă mine. Și eu nu fac treaba asta pentru că îl respect în continuare. Mașină, da, probabil a clacat pentru că este la al șaselea divorț despre ce vorbim. A, al șaselea divorț, eu sau cred că sunt a șasea soție încă. Nu știu.
Haide că revenim după publicitate. Sigur. Ne întoarcem în câteva momente. Oameni buni, rămâneți cu noi. Așteptăm și mesaje pe Facebook la Măruță sau pe adresa de mail la maruta@protv.ro.